Cine e bărbat? Așa, dă năsuc. Dă năsuc. Bate palma și pupic. Stai drept. Bună! Bună! Cum te cheamă? Edovaian Teantămaie. Oh, și câți ani ai? 8 ani. Ești mare? Ce sport practici tu? Ajutăm. Și te îmbraci în ceva anume? Da. Cum se numește? Chi? Chi Minău. Și ce faci tu? Ajută. Oh, cu cine? Patai. Și mai cu cine? Cu Puteu. Și mai... Iustina, tipu Oana. Iustina și Oana? Da. Și cine te antrenează pe tine? Sensei. Care sensei? Băian. Închidem și deschidem cum. Pe internet am descoperit. Pur și simplu, nu știu, am dat într-o zi o căutare, judo în Ravena, cunoscusem sau aveam niște prieteni în Ravena și am vrut să văd ce face judo în Ravena și m-au trimis direct la pagina unui club pentru copii cu dizabilități și am văzut că sunt competiții și apoi am, cum te duce internetul, dintr-o pagină în alta, am ajuns în Anglia, am ajuns în Franța, am ajuns în multe țări din Europa și am văzut că aproape fiecare club există și câte o grupă pentru copii cu dizabilități și atunci zic, băi, se poate. Ici, Rocu, Ici, Haș, Aș, Cu, Giu. Am stârnit în felul meu colegii din țară să lucreze judo și cu copii cu dizabilități și sper că la un moment dat să ia amploare și acest fenomen. În țară. Deja sunt mulți colegi antrenori care câte un copil, câte doi și au și comunicăm, colaborăm și sperăm să ajungem să facem un campionat de felul ăsta în țară. Am făcut un antrenament comun cu copiii tipici. Am vrut să văd ce se întâmplă. Și am constatat că mi-e mult mai bine așa. Și atunci am continuat să fac antrenamentele împreună cu copiii tipici. Le-am explicat și lor că acești copii sunt speciali și așa îi numim. Au venit copiii speciali și se ajută copiii din asociație, să spun așa, deja îi cunosc pe ceilalți și își aleg ei partenerii cu cine să lucreze, se cunosc unii pe alții și nu mai facem diferențe, lucrăm la fel cu toți ceilalți. Priză, 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 Eli! Eu am aflat despre Edi că are sindromul Down chiar la naștere, fiind cezariană. Știam ce înseamnă, pentru că am copilării cu
doi copii cu sindromul Down, dar e cu totul altceva atunci când trăiești și trebuie să iei situația ca atare. Am aflat la naștere și mi-am trăit situația de atunci așa cum o face fiecare mamă sau fiecare familie și am decis împreună cu soțul meu să mergem mai departe și să luăm decizii foarte potrivite pentru viitorul copilului, dar și al nostru. Bună! Bună! Mânuțele sus! Vreau mânuțele sus! Bună! Pe mine mă cheamă Anca, am 30 de ani și îmi place foarte mult să mă joc cu copiii. Bravo! Aplauz! Cine urmează? Arată la piept! Pregătim mâinile? Da? Necta, ia galben, ia culoare. Nu fost ne pensul lui. Culoare. Ce spuneți voi? Să pregătim. Ce crezi? Niște forme de Iisus și să ne pictăm pentru că vine Paște. Da! Da! În centrul nostru sunt copii cu dizabilități diverse. Mai mulți au avut parte de intervenție mai din timp. Noi promovăm cât putem de mult activitățile de grup, desigur, coordonate și cu niște programe speciale pentru grup, pentru ei. E o muncă un pic mai intensă, dar sunt cu rezultate chiar uimitoare. Eu mă te iuțiu! Fundația Star of Hope a venit în Suceava în anul 2015 la solicitarea unor părinți ca să îi sprijinim și să îi învățăm metode de lucru pentru copiilor. Deschiderea oficială am avut-o în 2016 și ne-am gândit, pentru că așa lucrăm la nivel de Star of Hope, să facem servicii pentru toți copiii, indiferent de diagnostic, și avem părinți care vin și de la 100 de kilometri, de la 20-30 de kilometri, vin zilnic, fac naveta, merg înapoi. E un sacrificiu pentru acești părinți, pe lângă diagnosticul pe care îl primesc de la medic, mii de ore de terapie pentru reabilitarea copilului și pe lângă aceasta naveta. 1, 2, 3, la bine, la greu, împreună, mereu! Atunci când îți dorești foarte mult și ai inima doar cu gânduri bune, vin și oamenii potriviți. Așa a apărut și antrenorul nostru, care face voluntariat. E un om cu mare deschidere spre ei și primește absolut orice copil. Cu Anca Ștreangă am făcut împreună cursul psihopedagogie specială, să spun, pentru copii cu autism. Eu, din dorința de a înțelege cum să lucrez cu copiii ăștia, am făcut acest curs al domnului Mitasov și acolo am întâlnit-o pe Anca. După un timp mi-a spus că și-a înființat această asociație și am spus hai să facem și judo ca terapie pentru copiii ăștia. Și am chemat în sala de antrenament și au venit câțiva copii. Primele zile am lucrat cu părinții alături, poate vreo lună jumate, două. Învățau părinții odată cu copiii și am văzut că răspund foarte bine. Într-o zi, nici nu mi-am dat seama cum, nu mai aveam niciun părinte în sală, toți erau în vestiar și toți copiii știau deja ce au de făcut la partea de încălzire, mă înțelegeam cu ei foarte bine, mă ascultau, deja eram doar eu cu ei. Sportul în general îmbunătățește și funcția intelectuală. Dar dacă este practicat mai ales de către o persoană cu dizabilități, îi va îmbunătăți starea psihică, starea fizică,
spirituală, el va avea o motivație. E foarte posibil ca cei cu dizabilități să-și găsească o cale de motivație doar prin sport. Ei nu mai refuză atât de mult să fie atinși. Suportă zgomotele, bătăile, ecourile sunt foarte bine suportate după mai multe ședințe, dar nu ar dura ani întregi sau nu ar fi un refuz total. Asta se întâmplă într-o sală de sport, iar ai noștri aproape că nici nu-ți dai seama că sunt cu dizabilități când sunt într-o sală de sport. Satisfacția pe care o au ei la sfârșitul antrenamentului e una că, uite, iar am putut, iar am reușit. Și îmbrățișările lor și cum mă iau în brațe pe mine și pe antrenori fac foarte mult pentru noi. Ne trimit încă o dată în sală să mergem și a doua tură. Nectarie, câți ani ai? Am 3 ani și vreau să merg pe geam să scoeg vaie. Dar ție ce îți place? Îmi place să mănânc un morcov. Să mănânci un morcov? Ce mare ești! Bună! 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 Cum te cheamă? Daniel. Și mai cum? Mihai. Câți ani ai, Daniel? 4 ani jumate. Ce mare ești! Spune-mi, ce te bucură pe tine? Mă bucură pe mine că la vară o să am 5 ani. Wow! Și sunt bucuros că... Faci petrecere? Că astăzi am putut să vin aici și nu era închis. Ce mă bucur! Bună! Bună! Cum te numești? Mihai Andrei. Câți ani ai? 6 ani. Ce mare ești! Îmi poți spune ce îți place? Și merg eu la un parc fumate. Și sunt bucuros, sper la mine și am făcut trasee. De la un an și ceva am observat elementele care sunt foarte întâlnite. Toate stereotipiile, flutura de mâini, țopăială învârtit în cerc, plus faptul că nu înțelegea nimic și nu reușeam să comunic sub nicio formă cu el. Orice își dorea țipa, trebuia să intuiesc dacă vrea un pic de apă sau... La momentul când am primit diagnosticul clar în jur de 2 ani de zile, practic nu mi-am mai permis să mă gândesc, un diagnostic grav. Deja știam tot ce înseamnă și am zis trebuie să acționez. Deja eram însărcinat cu al doilea când s-a pus diagnosticul clar, adică mai aveam foarte puțin și trebuia să nasc. Nu m-am gândit că o să fie și el probleme, nu. Doar era situația grea, că trebuia să merg foarte mult pe drumuri la terapii și nu mă descurcam așa ușor. Ăsta e fratele meu mai mic și îl iubesc foarte mult. Ăsta e fratele meu mai mare care merge la școală în clasa 1. Mama, pregătitoare! Pregătitoare în clasa 0. Și îi iubesc foarte tare pe amândoi. Multă lume m-a întrebat de ce ai mai făcut și pe al treilea, dacă ai văzut că deja doi ni am dorit și am planificat. Al treilea a venit, așa că ne-am acceptat și am... Deci a fost foarte greu, deci la un moment dat simțeam că nu mai pot. Învață-mă să număr până la 5 sau 10 în japoneză, pentru că eu nu știu. Hai, învață-mă pe degete. 10. Haide! Ichi, ni, san, shi, go. Roku, hi, chi, hachi, kuju. A, știi ce am uitat? Cum se salută la judo? Rei. Și când e gata? Vără tot. Ce spuneam? Ma? Ma. Ma. Na. Când e gata meciul? Mate. Mate! Ție-ți place să vii la judo? Îmi place. Dar pe cine întâlnești la judo?
pe Teo. Și mai pe cine? Pe Andrei, pe Nectar, pe... Pe Nectar nu îl întâlnești. Sigur. Sigur de asta. Ce colegi de aici mai merg la judo? Ia spune. Pe Edi îl întâlnesc. Pe Edi? Da. Și vă place să faceți pe sport? Pe Sandra, pe Ius, Tina. Mulți. Sunt mulți. Și cine vă antrenează? Mândușa. Și cum îi se spune? Sesei. Ați spus acolo pe standard voastră. Acolo! Patrick! Acolo! Acolo! Ieși, ieși de acolo! Ieși, ieși, ieși! De la evaluarea celui mijlociu mi s-a zis că trebuie să am grijă de mine și să nu cad într-o depresie, într-o stare să evit, pentru că situația e foarte grea și e posibil. Și am fost undeva așa la pragul depresiei sau chiar, sau mă rog, chiar depresie așa diagnosticată de un psihiatru. Dar mai mult cu incapacitate de a le face față la partea cu hiperactivitatea, agitația, nervozitatea lor. Doctorița nu știa cum să-mi explice. Mi-a spus că să aduc fetița, că mai aveam o fetiță acasă, să o aduc la spital, să uite la dânsa, că... și s-a uitat, a spus că, na, uite un copil reușit, el nu este copil reușit. Și mă gândeam, zic, ce are? De ce nu-i reușit? Că eu de toate avea, și cap, și picioare, nu înțelegeam de ce. Pe parcurs mi-a făcut cunoștință, că mai era un băiețel de 7 luni în spital, mi-a făcut cunoștință cu el, l-am văzut, am început să diferențiez copiii cu sindrom Down. Dar între timp, nu știu, m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus că na, nu-i chiar atât de rău. O să ne aducă și bucurii copilul ăsta, nu numai în cazuri, așa cum gândeam eu noi la vremea respectivă. Aveam 40 de ani când am văzut a doilea copil. Adică, așa a fost dat să fie, aia să fie cu sindrom Down. Cum ați trebuit de asta? Un șoc a fost pentru mine. Eram de la sat și mă gândeam ce o să spui lumea, de ce cauză, care e cauza. 2 luni de zile n-am spus la nimeni nimic, până nici rudele mele n-au știut. Când am întrebat noi acum 9 ani, nu mă putea ajuta nimeni, nimic. Doamna doctor tot mă trimitea, du-te la familia aia și întreabă, du-te la familia aia și întreabă, na, bate la ușă și întreabă, aveți dumneavoastră copil ca mine, ce să-i fac? Eu de la voi am învățat foarte multe ca mame și am avut și eu, de exemplu, o zi care a fost mame care m-a întâlnit un cuvânt. Asta e, poate sunt un copil, poate pare un copil, sunt un om matur și care caut ca fiecare zi. Și mă lupt în fiecare zi ca copilul meu să fie mai bine. Așa cum pot eu. Așa altceva nu mai pot spune. Ca 4 ani de când fac naveta la Suceava, de la 40 de kilometri, au fost săptămâni în care am făcut zilnic sau ani. Am realizat că sistemul din România de învățământ n-are nicio portiță pentru astfel de copii. Cadrele didactice nu sunt pregătite, nici măcar nu știu ce înseamnă. Stau și uitându-mă în urmă, că pentru că am lucrat 10 ani de zile, stau și mă întreb câți din copiii mei erau cu probleme, dar nu am știut și n-am știut să-i ajut. Am pus pe seama faptului că părinții nu se ocupă, pe seama faptului că e copil obraznic, pe seama... Și totuși erau cazuri care aveam nevoie de ajutor și nu știi să le faci față. La 7 luni au vrut să vină, au vrut să mă cunoască. Da. Născut prematur. La o săptămână deja
digera, că era hrănit, era gavat. A făcut stop cardiorespirator cu toate că era la incubator, cu oxigen, cu tot ce trebuie. Și a venit doctorița de gardă. Mama, moare copilul. Nu mai știu. Practic, mi-amintesc doar că momentul când am ajuns la incubator era ultima liniuță. Am început să strig, să... Poate m-a auzit el sau Dumnezeu și am văzut cum revine înapoi la viață. Sunt fericită și o să-l lup până la capăt. Copii, fiți atenți cu ochii și ascultați cu urechile. La mine. Pregătiți palmele. Da. 1, 2, 3 și... Vedeți că este mai încet acum, da? Ce culoare vrei? Asta? Poți să iei. Am făcut școala între copii cu nevoi speciale, ori copii orfani, ori abandonați. Și mi-a plăcut să fac un lucru pentru ei. Să mă simt utilă și să văd că pot să fac ceva bun pentru un copil. Câți ani ai? 14 ani. Ai 14 ani? Da. Mergi la școală? Nu, e gata școala. De ce e gata? Pe vacanță. E vacanță? Da. Și vii la treabă aici? Da. Ce faci tu aici, în centru? Sângăm. Ce părere ai tu? Am părere că sunt supărat. Nu pot ajunge. Nu poți ajunge acolo? Da. Îți place microfonul? Da, dați-mi mai jos. Auzi, dar de la exatlon de ce? Aaaa, mă gândesc. Facine! Atată, din nou, hai! Aaaa, Laura, ce te mai răs ajuns? Hai, numărăm până la 10 pentru Andrei. 1, 2, 3, 4. Am reușit să ajungem și noi în Olanda. A fost primul an de Jocuri Mondiale de Judo pentru copii de nivele mari. Îl avem pe Edi, care a fost vedeta competiției, pot să spun. Televiziunea de acolo a filmat meciul lui, fiind tot așa cel mai mic din competiție. Care e rezultatul unui meci sau ceea ce se întâmplă. Bucuria e la fel. Și când pierde și când câștigă. El oricum a câștigat.